Uite asta îmi place pe aia. Da, nu sunt un vătrat de cursă cu lunetă. Da, era acolo. Da, era. Bună ziua, vă rog să ne spuneți cu ce eveniment dumneavoastră vă aflați azi aici. Bună ziua, astăzi 25 martie, sărbătorim Ziua Poliției Române, iar în cadrul manifestărilor dedicate acestui eveniment, Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin a organizat o expoziție în Parcul Tricolorului din Reșița, în care prezentăm mijloacele din dotare, respectiv partea de tehnică auto. Avem standuri în care colegii mei își prezintă o parte dintre instrumentele muncii și din rezultatele muncii, iar la finalul zilei, începând cu ora 12:30, vom avea câteva exerciții demonstrative organizate de către polițiștii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Unde se va desfășura? Unde se va desfășura acest eveniment? În același loc, în Parcul Tricolorului din municipiul Reșița, în fața rondoului de la supermarket. Eu nu pot decât să vă urez la mulți ani, pentru că este ziua instituției dumneavoastră și implicit ziua dumneavoastră profesională, și să vă urez succes și mai departe în activitatea care o desfășurați. Mulțumim, sperăm să fim alături de cetățenii Reșiței și să ne îndeplinim misiunea aceea de a avea cât mai multă siguranță pentru fiecare. Mulțumim mult! Bună ziua! Spune-mi, ce părere ai tu despre acest eveniment care îl organizează azi Poliția Română? Părerea mea este una foarte bună, deoarece vedem și noi armele care au fost în trecut și folosite care... de polițiști și diferența dintre o armă nouă și o armă veche. Te-ar tenta să te înscrii în Academie de Poliție sau să devii polițist? De ce nu? Ți-ar place? Da. Bine. Mulțumesc mult! Citiți sau nu știți să citiți? No. Nu știți încă să citiți, așa e? No. Dar ne luptăm cu cifrele să le înțelegem. Bună, dar i-aș spune să vă place aici? Vă place? Ce am văzut până acum, de-abia am intrat. Da. Pune să vină și cineva să fie, să devină polițist sau polițistă. Cine vrea? Am făcut meserile. Am făcut meserile, păi da. Acum le faceți loc și celorlalți colegi ai. Tot ce am făcut.
Robi, pastor! Tot așa, că ne place Da. Bună ziua. Spune-mi, ce ți-a plăcut cel mai mult, ce ai văzut până acum la aceste standuri? Armele. De la poliție. De la poliție. Da. Și ți-ar place să devii polițist? Da. Ți-ar place să devii? Jandarm. Jandarm. Și în ce clasă ești? A 8-a. A 8-a. Ei, înseamnă că ai drum înainte deschis și ai toate șanse să devii jandarm. Nu? Bine, mulțumesc mult. Spuneți-ne, vă rog, cu ce ocazie vă aflați dumneavoastră aici? Bună ziua! Ziua Poliției Române. Normal, trebuia să venim să sărbătorim. Suntem de la liceul de artă, clasa 1, micuți, dar curioși. Mai ales că am vreo 3 care vor să facă polițiști. Păi și poliția, și arma al poliției este o artă, dacă luăm. Da, așa este. Și avem nevoie. De ei. Bine, vă mulțumesc mult. Și noi mulțumim. Da. V-a plăcut, copii? Cu cine vrei să faci? Ce să faci? Nu ai voie să-l iei de pe masă. Spuneți-ne, vă rog, cu ce ocazie vă aflați aici? Ocazia zilelor poliției. Văd că sunteți cu foarte mulți copii. De unde, de la ce instituție veniți? De la grădinița Floarea Soarelui. Din Reșița, da? Da. Și grupa mare. Și copilașilor le place ce au văzut aici? Vă place? Da. Copilașii, mai venim? Da. Da. Bravo. Ce mi-a plăcut cel mai mult? Puștile, la băieți le-a plăcut foarte mult puștile. După de poliție, auziți? Ei, înseamnă că... Șapcă de poliție. Șapcă de poliție, da. Bravo. Deci înseamnă că o să avem viitor polițiști. Așa, vă mulțumesc și să creșteți mari și sănătoși. Aer condiționat.